La o zi după marșul Bucharest Pride, Gigi Becali a participat la un protest anti-LGBT, alături de un sobor de preoți și sute de credincioși. Becali a stropit tot drumul pe care a avut loc marșul cu aghiazmă și a citit rugăciuni. Protestatarii au venit la eveniment cu icoane și cu steagul României. Gigi Becali, în vârstă de 64 de ani, a făcut spectacol pe străzile din București la o zi după Bucharest Pride, alegând să ia străzile la picior împreună cu un preot și un grup de credincioși. Manifestația Bucharest Pride, unde oamenii s-au adunat pentru a milita în favoarea relațiilor între persoane de același sex, nu a fost pe gustul lui Gigi Becali, așa cum era de așteptat. Patronul de la FCSB a participat duminică la o contramanifestație împreună cu un preot și un grup de credincioși. Aceștia au mers prin București și au încercat să șteargă urmele celor care susțin mișcarea LGBT. Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți contestatari ai Bucharest Pride, manifestație organizată pentru a susține drepturile persoanelor de a avea orice orientare sexuală își doresc. Patronul de la FCSB nu s-a ferit niciodată să afirme că singura legătură amoroasă care trebuie să existe în lume este cea între femeie și bărbat, considerând deviant orice alt comportament. Astfel, la o zi după ce manifestanții de la Bucharest Pride și-au strigat dorințele prin București, a venit rândul lui Gigi Becali să facă spectacol în capitală. Patronul de la FCSB a luat la picior străzile din București, pe unde au mers susținătorii LGBT și a încercat să le facă iertare de păcate. Împreună cu un grup de credincioși, Gigi Becali a mărșăluit prin oraș și a cântat cântece bisericești alături de un preot. Mai mult, omul de afaceri din Pipera a fost și responsabilul cu aghiasma, încercând să o împrăștie prin locurile prin care au trecut manifestanții de la Bucharest Pride.